Ghiu să facem penta lui ăsta. Bruh. Hați penta, hați penta și lui ăsta. Bine. Dai, că nu mai avem viață deloc. Nu accept. Nu credeam că poate să fie așa intens GTA-ul. N-am mai simțit asta de când am luat jocul. Salut retro-uri, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un episod de această dată. Am revenit pe GTA 5 cu un nou challenge. De această dată o să rezistăm poliție pentru 24 de ore cu această mașină și cu alte mișloace. Poate să luăm și un tank show. Avem multă treabă în 24 de ore. Așa că mai întâi am luat acest Sultan Stock. Suntem așa mai old school. Am luat acest Karim Sultan și o să vreau mai întâi să-l tunăm rapid, că se poate de repede, și după să facem acea urmărire nebună care o să dureze 24 de ore. Nu uitați, guys, dați-mi acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episoade mai dese de GTA 5 pe viitor și să lăsați în secțiunea de comentarii ce idei vreți să mai face pe viitor. Hai să punem armura aici la maxim. Vreau brakes la maxim. Vreau să mă asigur că am armurile la maxim. Asta e în principal ce mă interesează, armurile. Ca să fim siguri că ne ține cineva de urât în această urmărire, o să punem moartea ca să nu cumva să murim. Neapărat avem nevoie de bulletproof, că altfel ne-am dus, frate, dacă n-am avea bulletproof. Cred că suntem destul de ok, n-am vrut să tunez foarte rău. Vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre mașinuța asta. Credeți că o să facem față? Înainte să începem, vreau să spuneți cât credeți că o să rezist, dacă credeți că o să rezist 24 de ore. Vreau să văd cât dintre voi o să ghicească, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Haideți să dăm drumul la treabă, intrăm aici pe player. Wanted up. 5 stele. 5 stele este ceasul. 12.49. O să rămânem până la vreo un 1. Mamă, deci avem 5 stele și suntem în oraș. Cred că suntem în cel mai prost loc posibil unde puteam să fim. Și challenge-ul o să fie să facem și din first person treaba asta. Păi eu cred că nu o să rezist 24 de ore. Deci vă zic pe acum, nu știu dacă o să rezist 24 de ore. Este un challenge destul de greu. Vreau să-mi spuneți și voi dacă reușiți treaba asta fără volan. Doar dacă reușiți să rezistați efectiv 24 de ore urmăriți de poliție. Bă, noi n-avem noi n-avem geamuri bulletproof. Aolo, n-am intrat pe unde trebuie. Aolo, bă, dar de ce? Cum derapează mașina asta? S-a terminat șmecheria. Nu accept așa ceva. Nu accept așa ceva. Nu accept așa ceva. Mamă, cum trag nebuncații ăștia. Nu mi-am luat nici armură, nici nimic. Mamă! Dă-i față. Mamă! Hai să vedem ce e în spatele nostru. Mamă, vin toți nebunii. Mamă, uite-i pe ea. Nașpa că nici armură nu am. Deci nici armură, nu m-am pregătit deloc. Trebuie să-mi iau și o armură. Deci decât 5 viteze avem. Ok, decât 5 viteze. Mamă, nu o să rezist mult. Trebuie să ieșim de aici neapărat. Trebuie să ieșim de aici neapărat. Și eu tocmai ce am ratat ieșirea. Mai e o ieșire oricum, mai e o ieșire. Încă putem să o facem. Mamă, dar chiar e intens, mai intens decât mă așteptam. Sincer, first person e mult mai greu jocul ăsta. Deci să încercați să, dacă cumva aveți volanul meu G29 sau G920, să încercați să vă jucați GTA 5 cu volanul, că e ușor de instalat modul. Mamă, mamă, păi dar și mi era viteză. Bă, nu mă trola, nesimțitule. Trebuie să ne ducem neapărat la armată să luăm un tank. M-am pis de la spate, e nesimțit. No! Dă-te, șefule, dă-te că... Mamă, iar m-am împins. Bă, nu mă mai împingeți așa că eu pierd controlul aici. Nu uitați, guys, să vă abonați dacă sunteți noi și dacă vreți să vedeți clipuri de GTA 5 cât mai des. Pentru că am văzut că peste 50% din oamenii care se uită la clipurile mele nu sunt abonați. Ar fi destul de tare dacă ați dat și pe acolo pe butonul de subscribe. Să ne strângem cât mai multe persoane. Mamă, bine. Hai că e bine, hai că e bine. Și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați când mai apare clipuri și live-uri noi. Ok, o să facem fenta lui ăsta. Hați fenta, hați fenta și lui ăsta. Bine, bine pe fente, Andrei. Opa, opa, opa. Șefule, dă-te și tu deoparte. Mă, uite cum a venit ăsta, bă. Nu! Mă, dar cât mai avem până la armată? Avem o grămadă până să ajungem la armată. Și nu vreau să iau pe scurtătură. Tot autostradă o să vreau să iau. Nu-mi că nu mi-au pus safe de aia. Bă, da. Cum arată sultanul ăsta? Mă. Nu. A, am avut și capătă. Hai să văd cum arată.
Am avut și spate, actually. Dacă stau să mă uit la cum arată, mamă, cum arată mașina asta. Bă, e mișto așa, dar arăta bine înainte. Ține bine de volan, Andrei, că nu e Caterinca. Spuneți-mi neapărat dacă rezist 24 de ore. Băi, e greu, mă, că n-ai acum cum să rezist 24 de ore. Mi-a zis, voi, la ultimul challenge cu 24 de ore, când am respectat legea 24 de ore, mi-a zis să fac 24 de ore să fug de poliție. Și am zis, bă, haide, mă, să încerc. Și părea... Bam, că... A, de încoace, de încoace. Bam, țeacă. A, aproape țeacă. Ce mă nervează când dau ăștia și de... Mă bucur că îmi regenerează viața. S-a mai calmat treaba. Vedeți, am fugit de oraș și s-a mai calmat treaba. Din câte mi se pare mie. Hai, bă, vin aici. Bam, bam, perfect. Țeacă, țeacă. Opa! E, aproape mi-a ieșit țeacă și la asta. Bine, bine, bine. Uite, vezi, mă enervează ea că țintesc cam bine ea pe bune acum. Oare niciun fel de mișto. Bă, dar ăla de ce a intrat în mine? Ăla era civil și de ce a intrat în mine? Unde să fiu atent să nu cumva să pierd controlul, să mă arunc pe aici. Deci n-am zis de cum țin de volanul ăsta. Că se pierde foarte ușor controlul. Holy. Nu, ăsta era în plan. Cum am ajuns aici? Mama, mama, mama mia. E șans pe aici? Nu e șans, perfect. Autostradă vreau. De ce au venit așa de la FBI? Întreb și eu. Până acum n-au venit. Dai, 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 că nu mai avem viață deloc. Nu accept. Frate. Frății, că nu mai mă împinge așa. Uite-te cum pierd controlul la volan, ești nebun. Mă mai împinge așa, mamă, când... Băi, deci nu credeam că poate să fie așa intens GTA-ul. N-am mai simțit asta de când am luat jocul. Deci e neapărat de încercat treaba asta, ești nebun. Bă, dar cum țintesc ăștia, bă? Mamă, cum țintesc ăștia? Cum n-ai mai fac eu să-mi repar viața? N-ai, mă, cum să zic. Deci cred că până la, pe la ora 5 am rezistat, guys. Nu știu cum să vă zic. Hai să ne spawnăm aici sultanul. Bine, data asta nu mai este tunat sultanul nostru. Deci o să ne spargă foarte ușor cauciucurile. Dar sperăm să nu fie cazul. O, nu, nu vreau să calc în zimții ăștia. Deci vedeți, acum mi-au pus zimții aici. Pentru că știu că am de-astea care nu sunt bulletproof sau ce. Oh my god. Știu oare că am cauciucuri care nu sunt bulletproof de mi-au pus acum astea? Oare? Ia să vedeți că mi-au pus pe alea pe jos. Nu, nu. Sunt încă ok. Ma, nu! Dă-te, mă, nu, 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 nu. Vreau să ajung până la armată, vă rog eu mult, doar până la armată, mai... Lăsați-și pe mine să ajung măcar până la armată. Atât am doresc. Oh, nu. Shit. Mai încercăm încă o dată. A treia încercare, guys, cu curma. După cum vedeți, am reușit să ajungem la armată cu ea. Oh my god. Pentru că este curuma și n-am vrut să încerc prima dată cu curuma, dar e efectiv OP mașina asta. M-au tras așa de nu știu câte ori pe dreapta. Au tras nu știu câte gloanțe și nu m-au atins deloc. Deci e mult prea OP. Oulu. Adică am ajuns aici la armată și trebuie să fim atenți că vreau să găsesc un tank pe care să-l fur, dacă reușim. Salut, gicule. Nu știu, deci mă plimb așa, n-am nicio treabă, ești nebun. Trebuie să văd dacă găsesc un tank pe aici. Tankuri care nu sunt luate și au cheile în contact, aveți? Nu prea cred că au. O, nu văd nimic în față. Uite-l. Mamă, 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 mamă. Da, aparent e destructibilă și un curuma față de un tank. Da, guys, cred că am avut cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am încercat să rezist cât mai mult posibil. Vreau să spuneți în secțiune de comentarii câte ore credeți că am rezistat. Eu chiar nu știu, poate vă dați voi seama câte ore am rezistat în joc. Eu zic că am rezistat până la vreo ora 5 maxim.
în prima încercare, aia a fost cea mai lungă și sincer a fost cea mai mișto. Ați văzut și voi acolo cât ne-am chinuit, deci a fost mega mega intens. Nu uitați, guys, dacă mai aveți ceva challenge-uri să le lăsați în secțiunea de comentarii și o să mă uit la ele dacă văd ceva interesant. Poate o să ne le încerc în următorul episod. Eu am fost Andrei și nu uitați de subscribe, clopoțel, like și ne auzim data viitoare. Ciao.